Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, da, chiar eu. Astăzi vrem să vorbim despre drumul nostru european, drag la care se muncește de multă vreme. Vrem să aflăm ce părere are suceveanul sau eventual trecătorul în județul nostru, drag Suceava, despre acest drum european. Cum evoluează lucrurile? Se muncește, nu se muncește, cât de bine? Și cine știe, se muncește noaptea? Și de ce nu, dacă nu se muncește noaptea? Să aflăm. Da, e bun, bun. E foarte bun. E foarte bun. Nu mai trebuie să mai facă bucata asta ca să avem, să poată pleca copiii la grădiniță de venit și la plecat. Și în rest, este foarte bun. Deocamdată, ce să vă spun? Bun, rău. Bun. Stai la semafor, dizvine rău. Da, drumul e bun. Drumul deocamdată e bun, e făcut bun, dar nu știu cât a ține. Foarte greu. Nu știu, nu se lucrează. Da, trebuie să lucrezi dacă nu faci. Mă că sapă mult, știți, trebuie sapat. Ca să marești drumul cum aici, e muncă mult. Dar văd că lumea lucrează, oamenii lucrează la drum, da? Prea încetul. Încetul. Bine, de lucrat, nu știm că nu prea am mers ca să zic că lucră bine sau lucră, nu mă pricep ce să... Cam lent, după mintea mea, așa. După capul meu. Cam lent, n-au ce. Vă 3 ani. De când? Am trecut, am un idiot, am trecut. Mai alte zonuri, eu am trecut când am acasă, deja era aici făcut. Eu cred că sunt vreo 3, 4, 5 luni, sunt, și cu biscuiții ăștia de pe margine, pun în continuare sau las așa. Lucrează mult, știu că eu m-am dat la Suceava, la spital, și meream și zicea cine, vai, dar bine mai mărga mult pe drum, că mă ducea, na, zice, mamă, te zgâți, zic, vai, mărga și de... Mărga și de... Da, asta am la iepuri. Da. E, oricum, cred că îți dau interesul. M-a uitat, circul așa e mult, că dacă am luat la spitalul așa, dar se merge foarte bine. Lat, lin, merge așa, încet, nu te zgâți, nu te... Tare bine se merge, știu că am genul șoferi. Da, sunt primăvară, urmă, dată exactă nu am. Noi lucrăm și noi, unii putem, avem fânuri, otăvuri, asta. Când e azi primăvară? Am înțeles că anul ăsta trebuia să fie gata. Nu e nici în 2 ani gata. Nici îmi spui. Întreabă pe ăștia care e primarul, nu? Nu, știu, dar ce iese, da? Cineva spunea că o să stă până în, la anul, dar nu cred. Durează vreo 10 ani. Mă, dar sunt anumite probleme. Încolo, dacă mergi încolo către vama, către așa, ziduri, să nărui, râpa, cum îi spunem noi, ia, pe mărgini, biscuiți de ăștia, nu îi pus, vrei să te ferești de o mașină, calci pe lătă. Ce știu, în 2-3 ani, poate? Sincer, nu știu, dar nu m-a spus că au... A, pe țară, putea să lucrez, trebuie să fac o leacă, să, cum să vă spun eu, repede, așa, ca să manevreze lucrările, adică, cum să vă spun, știi? Nu, noaptea nu se zgază, nu știu, probabil că n-au utilaje. Mașinariile astea, eu știu, dar până între zi mai lucrează ei ca să termini de în funcții. M-am uitat de este aparat, de este care sunt cu utilaje grele și lucrează și nu, dau bătăi băieți harnici așa, se merge foarte bine și. Nu, n-am văzut noaptea. Dar ce eu șef acolo la drumuri? Așa ar fi bine. Mergeți la Tereceanu, la ministrul transportului, că e mai în temă ca noi. Noi suntem așa, țărani mai... De toată mâna. Noaptea aici nu o termina, noaptea nu mai lucrează. DN17, un drum în lucru. E de ceva vreme în lucru, cât de bine se lucrează. Noi am fost într-o zonă în care lucrurile sunt aproape gata, să spunem. Asfaltul este, cei drept mai lipsesc biscuiții ăștia prin unele zone. De ce? Pentru că s-au pus o parte, o altă parte... Ceva mai puțin. E periculos ce-i drept, pentru că dacă nu ești atent, e noapte sau cine știe, vine iarna și se rămâne astfel fără acești biscuiți,
așa le-au spus localnicii, riști să îți rupi un picior, o mână sau cine știe, o contuzie mult mai severă decât acestea. În orice caz, în unele zone s-a lucrat, în unele zone avem asfalt bun, în altele mai puțin. De ce? Vom încerca să aflăm. Cu siguranță vom mai vorbi despre DN17. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744238830 și vă așteptăm impresiile despre DN17 pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Super ofertă la Alsace Mod! Set sufragerie Caro la doar 1590 de lei.